Dragii mei prieteni, iată din nou pe calea undelor în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. Ucideți bârfa este un subiect la modă, actual, și mi se pare că e binevenit pentru formațiunea de creștini care așteaptă pe Domnul Iisus Hristos și m-am gândit că acest subiect, ucideți bârfa, este de bun augur în contextul în care foarte mulți dintre noi, sau cei mai mulți, sau probabil toți, cel puțin în viață, odată în viață, am bârfit și noi sau am vorbit cu voie sau fără de voie despre un subiect care de obicei nu este prezent. Probabil ne întrebăm cu toții de unde izvorește Dumnezeu bârfa, de unde vine bârfa, cum putem să aflăm rădăcinile ei, care sunt dedesubturile bârfei. Ei bine, nu vreau să-ți mintesc pe nimeni în această seară, dar vreau să amintesc, dragii mei prieteni, că bârfa își are o bârșie, dacă vreți, în curiozitate. Curiozitatea este mama bârfei, prieteni, iar mama curiozității nu există. Sigur, dacă aș încerca să motivez apariția păcatului, atunci aș încerca să-l justific. Și, din nefericire, dacă încerc să justific existența păcatului, ajung în final să-l acuz pe Dumnezeu. Lucru pe care nu doresc să-l fac, păcatul rămâne un mister neexplicat, știința păcatului este adâncă, întunecată și noi, oamenii, fiii oamenilor, suntem interesați de așa ceva atâta vreme cât suntem parte din agenția luciferiană de bârfă absolută în circumstanțele noastre de familie, de biserică și chiar societate. Ce este interesant este că atunci când vorbim despre curiozitate, care este mama bârfei, aș vrea să vă introduc un verset foarte interesant din Ioan capitolul 21, 20-21, dacă vreți să fie contextual. E vorba de un interes sau o curiozitate nesfântă pe care Petru o are cu privire la viitorul lui Ioan. Ioan, ucenicul cel iubit, era întotdeauna atașat de Mântuitorul, nu zic eu că primea tratamente preferențiale, dar totuși chipul și caracterul Domnului Hristos se reflectau din ce în ce mai mult în viața, în imaginea, în privirea, în caracterul ucenicului iubit Ioan. De aceea Ioan, cu o modestie rar întâlnită, împărtășește această secvență din viața lui, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Nu se identifică pe el însuși, nu spune eu sunt acel ucenic despre care Petru era interesat, nu. El spune ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ei, Petru s-a uitat la el, spune versetul 21, și a zis, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Observați dumneavoastră această curiozitate, mai mult sau mai puțin sfântă, a lui Petru, este mama tuturor problemelor. Definiția bârfei, vreau să o spun acum în premieră, puteți să scrieți acolo prin definiție că am spus-o eu, fratele Liviu. Deci să fii interesat de ceea ce se întâmplă celui de lângă tine, fără să-i vrei binele, înseamnă bârfă. Atunci, prieteni, a început bârfa în univers, când curiozitatea a îndemnat pe Lucifer să se amestece în planul lui Dumnezeu. Mai târziu, Eva s-a apucat să bârfească împreună cu șarpele sub pomul acela al cunoștinței binelui și răului, ca astăzi, dragii mei prieteni, să devenim un gunoi, un coș de gunoi universal, unde oamenii se duc cu grămada la spectacolul dat de bârfă. Din nefericire, de fiecare dată când ești tras la colț sau ți se spune ceva despre a asculta de sfatul unei persoane cu privire la cineva, noi trebuie să ascultăm de sfatul lui Dumnezeu. Ce te interesează pe tine despre altul? Tu vino după mine, urmează-mă pe mine, vorbește cu mine, nu-ți otrăvi viața cu lucruri care nu-ți aparțin și chiar dacă le-ai cunoaște sau nu le-ai cunoaște, oricum nu le-ai putea rezolva. Dragul meu prieten, sunt convins că dacă ne umplem viața cu prezența Domnului Hristos, sunt convins că vom fi fericiți. Domnul Hristos nu plictisește pe nimeni, nu are o conversație plictisitoare și atunci când este invitat în compania ta sau în prezența mai multora, Domnul Hristos este cel care este centrul atenției. Deci umpleți viața cu mine, spune Domnul Hristos, umpleți viața cu prezența mea și vei fi fericit. Ce frumos e să știi ce vrea Domnul. Eu vreau să știu ce vrea Domnul. Nu sunt interesat, sincer vă spun, de ceea ce se va întâmpla cu X, Y sau Z. Avem datoria să ne rugăm pentru toți frații și de aceea cred că bârfa este unul dintre cele mai letale sau una dintre cele mai letale substanțe care pot distruge viața familiei, viața bisericii, viața societății. Atitudinea civică este una
Iar bârfa este alta. Nu confundăm atitudinea civică, luarea de opinie. Creștinul trebuie să ia o poziție pentru tot ce este etic, moral și civic în societate. Nu trebuie să fim niște câini muți, să nu protestăm împotriva unor atitudini demențiale care vin împotriva moralității și eticii dumnezeiești. Dar în același timp, bârfa nu face parte din codul etic. Ne gândim cu oroare, spune Pana inspirată, la canibalul care se ospătează cu carnea încă tremurândă și caldă a victimei sale. Însă chiar și acest obicei este oare mai teribil decât agonia și nevrositatea produse de prezentarea falsă a motivelor cuiva, de defăimarea reputației cuiva, de criticarea caracterului cuiva, fie ca atât copiii cât și tinerii să învețe ce spune Dumnezeu despre aceste lucruri? Moartea și viața sunt în puterea limbii. Dragii mei prieteni, ce pot să spun? E un minunat text care putem să-l luăm în considerare prin harul lui Dumnezeu. O altă declarație care mi se pare la fel de importantă este nu asculta rapoarte împotriva unui frate sau unui surori. Fii foarte preocupat cum sau atent cum reproșezi aproapelui tău. Întreabă pe cel care aduce acuzația dacă a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu în această chestiune. Hristos a lăsat instrucțiuni explicite cu privire la ceea ce ar trebui făcut. Du-te la fratele tău și spune-i vina între el și tu singur. Nu te scuza de asta spunând, nu există nicio plângere personală între cel care este acuzat și mine. Regulile date de Hristos sunt atât de definite, atât de explicite, încât această scuză nu este valabilă. Indiferent dacă plângerea este sau nu între tine și cel acuzat, porunca lui Hristos este aceeași: fratele tău are nevoie de ajutor. Oferă-i ocazia să explice. Este posibil ca rapoartele să fie false și ca dificultățile pot fi Aceste dificultăți pot fi ajustate printr-o explicație simplă, dragii mei prieteni. Acest tratament se aplică tuturor celor care au greșit. Iată rețeta pentru omorârea sau uciderea bârfei, dacă ținem cont de ele. Câteva principii aș vrea să traversăm sau să trecem în revistă, câteva principii cu privire la bârfă. Întotdeauna subiectul lipsește de la masă. Când oamenii bârfesc, de obicei subiectul lipsește. Bârfa, vreau să vă spun că este spontană și nu ține cont nici de timp, nici de protocol. Bârfa nu urmărește binele celui în discuție. Bârfa este, de fapt, canibalism la cel mai înalt grad. Bârfa este distructivă și se manifestă ca știință scuzabilă. Bârfa este un rău necesar. Bârfa nu este fericită și nici ucenicii ei sau membrii acestei agenții luciferiene care au creat bârfa, nu? Toxicitatea gândirii, dragii mei, este fatală și vreau să spun că toți bârfitorii mai devreme sau mai târziu ajung la spitalul de nebuni. Gândirea toxică, gândirea critică este întotdeauna îmbibată în ură și resentimente și sunt ferm convins că dumneavoastră, eu și noi toți avem această posibilitate să înțelegem că trebuie să fugim de această înclinație, de această ispită. Agenția bârfei sau agenția speranței și a mesajului constructiv, a mesajului de încurajare a celor greșiți. Originea bârfei, dragii mei, așa cum spuneam, se află în sânul geloziei și a invidiei. A fost odată ca niciodată, vă aduceți aminte, într-un univers splendid al lui Dumnezeu, un înger sub bagheta căruia se plecau și cântau toți îngerii. Numele lui era Lucifer. Lucifer a fost primul curios din univers care nu mai putea de această ispită. Era interesat să vadă, să știe, să cunoască ce se întâmplă în lumina de nedescris care învăluia tronul lui Dumnezeu de fiecare dată când Domnul Hristos era înghițit de această lumină fantastică, iar Domnul Iisus Hristos și Tatăl din ceruri aveau discuții private. Lucifer n-a putut să sufere treaba asta și a zis, băi, eu sunt curios. Și această curiozitate nesfințită l-a dus atât de departe încât a născut o altă fică a curiozității care este suspiciunea. Suspiciunea duce la îndoială. Îndoială duce la necredință și finalmente ajungi să tragi niște concluzii de genul de ce nu mă lasă, domne, și pe mine, că așa zicea Lucifer, de ce nu mă lasă și pe mine să intru în lumina de nedescris? Vreau să cunosc și eu tainele, vreau să cunosc și eu misterele, vreau și eu să cunosc discuțiile pe care tatăl le are cu fiul său, cu Domnul Iisus Hristos. Observați dumneavoastră, atât de departe, curiozitatea nesfințită duce la suspiciune, suspiciunea generează îndoială și finalmente
îndoiala generează necredință sau pierderea încrederii în caracterul divin, în caracterul lui Dumnezeu. Și de aceea, după un pas, vine rebeliunea, după toate acestea. Lucru care s-a și întâmplat. Vă aduceți aminte că după aceea, când a murit de curiozitate să știe ce se întâmplă în cercul tainic, în sfatul tainic al lui Dumnezeu și a Domnului Hristos, s-a dus în grădina Eden, s-a mascat în șarpe și a adus această prăjitură amară și otrăvitoare Evei și mai târziu lui Adam. Și atunci, sub pomul cunoștinței binelui și răului, au început să bârfească pe Dumnezeu. Dumnezeu e egoist, nu vrea să fii și Dumnezeu, și tu Dumnezeu, dar dacă mănânci din pomul oprit să știi că devii Dumnezeu, el ți-a ascuns treaba asta în mod intenționat. Discuții care loveau direct la mintea și la demnitatea Evei. Mai târziu, sigur că aceasta a afectat și pe Adam și uite așa, bârfa s-a răspândit, dragii mei prieteni, și s-au plept planeta noastră. Ce este interesant este că vorbirea de rău afectează nu numai pe el însuși, pe persoana care bârfește, dar afectează și otrăvește relațiile între oameni, între toți oamenii. Cel puțin o dată în viață am fost subiecți a acestui fenomen sau acestei influențe. Fie că am făcut parte din discuția altor oameni și am fost bârfiți, fie că am făcut și noi la fel și am căzut în ispita de a vorbi de rău pe frații, oamenii noștri cunoscuți, prieteni și așa mai departe. Efectele sunt uneori, dragii mei, devastatoare. Ucenicii vorbirii de rău sunt harnici când e vorba de asasinarea de caracter, dar sunt foarte înceți când e vorba de a salva reputația unei alte persoane sau de a aprecia binele și calitățile făcute de alții. Bârfitorii sunt săraci în sentimente și goi pe din lăuntru, nu doresc parfumul bucuriei lui Hristos, dar se lăfăie mirosul gunoiului uman. Cred că fac o lucrare pentru Dumnezeu în timp ce sunt agenți ai răului. Știți, problema este că bârfa asta duce la o ură care capturează încet mintea, așa cum spunea Domnul Hristos, și se va ajunge până acolo că vă vor da la moarte, vă vor duce în sinagogi, vă vor bate și să creadă că fac o lucrare pentru Dumnezeu. Iată, bârfitorii au o religie, o fac în numele Domnului Hristos. Pioșenia, care este masca după care se ascundă acești agenți ai bârfei, e întotdeauna savurată de bunele intenții ale celui rău care vrea să facă mai mult bine în timp ce Dumnezeu vrea să facă rău. Nu e așa? Absalom care stătea la poartă și îi săruta pe oameni zicând, ei, dacă aș fi eu împărat, v-aș face dreptate, așa? Și Lucifer a stat la poarta Universului și a îmbrățișat pe toți cei care erau nemulțumiți, nu? După bârfa lui, ei, dacă eu aș avea puterea lui Dumnezeu și aș fi pus în centru Universului, v-aș face o dreptate, v-aș ajuta să fiți ca Dumnezeu, că eu am fost până alte planete și am făcut Dumnezei, i-am pus pe toți să mănânce din pomul oprit și cum au mâncat, dragă, au devenit dumnezeiași. Bârfa este o minciună la cea mai înaltă scară. Bârfa schimbă dinamica socială și să știți că efectele bârfei sunt simțite pe termen lung, pentru că se despar prieteni, se despart familii, soți, soții, copii și așa mai departe. Soarta bârfitorilor este soarta originatorului bârfei, nu? Pentru că bârfa în genere are menirea, prieteni, de a denatura realitatea. O realitate atât de puternică încât oamenii când se vor trezi la această realitate și vor ieși din mraja bârfei și a minciunii, va fi prea târziu. Bârfa mai formează o impresie greșită despre Dumnezeu și om. Distorsionează în mintea omului imaginea cu privire la caracterul lui Dumnezeu, caracterul Domnului Iisus Hristos și așa mai departe. Finalmente va fi o dezamăgire fatală pentru orice om care, mă rog, a considerat că bârfa este ceva de bun augur. Bârfa, prieteni, este o boală aproape incurabilă. Practica este așa cum se vede. Este o boală incurabilă și rețeta se găsește numai la Domnul Hristos. Curiozitatea trebuie omorâtă, lucrurile descoperite sunt ale oamenilor, iar cele nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. Boala aceasta, care se practică la greu, formează sau generează zâmbet de gen zombie. Nu, bârfa este greu de vindecat pentru că este o practică constantă. Bârfa își întărește mușchii în fiecare zi și bârfa produce sau încolțește, stimulează frământarea, nu? Confruntarea, ambiții, retalieri și așa mai departe. Apropo, știți că bârfei nu-i place să fie contrazise?
Luați un om care știți că are notoritate în domeniu și bârfește și întrebați-l sau spuneți-i ceva cu care nu este de acord. Bârfitorii sunt foarte agresivi atunci când li se provoacă sau li se contrazice autoritatea, nu? Nu-i place să fie contrazisă, bârfa nu suportă asta, bârfa nu are curaj. Când oamenii se hotărăsc să bârfească despre cineva, dacă le-ai spune stop și de la capăt și hai să chemăm pe omul despre care bârfiți voi acum sau despre care vorbiți, să fie și el prezent de față, bârfa dispare. Bârfa nu are curaj, bârfa este fricoasă și bârfitorul știe că minte sau denaturează adevărul. Și uneori bârfa este și adevăr spus la negru, pentru că sunt și momente în care oamenii spun adevărul, dar îl spun unde nu trebuie. Deci se știe, bârfitorul se știe că este vinovat, bârfitorul știe că denaturează adevărul, bârfa se-i poate conduce până la hoție, și anume furtul de credibilitate. Atunci când bârfitorul practică asasinarea de caracter, el fură identitatea individului și îl face pe acesta prieten ca să devină de notorietate vorbit de rău, când el de fapt are un caracter cu totul diferit. Apogeul bârfei este crima. Să știți că întotdeauna oamenii care bârfesc ajung să mintă și apoi ajung să urască atât de mult încât pot să producă, să ajungă și la crimă. Câteva versete biblice, spuneam eu, care le discutasem noi, Petru vine la Domnul Hristos: Doamne, dar cu ăsta ce e? Că nu mai pot de curiozitate. Ce se întâmplă, Domnule, cu Ioan? Domnul Hristos spune: și dacă ți-aș spune ție ce se întâmplă cu Ioan, ai putea rezolva ceva sau ai fi mai fericit? Tu vino după mine, mă. Umpleți mintea, Petre, cu prezența mea. Umpleți mintea cu prezența Fiului Dumnezeu și lasă-i pe ceilalți în pace. Oricum n-ai rezolvări pentru necazurile și problemele lor. Ce este frumos și adevărat și nobil e să vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări, spune pana inspirată. Învățătorul poate face mai mult în a descuraja obiceiul rău, care este un blestem pentru localitate, pentru vecini, pentru cămin. Obiceiul acesta de a vorbi de rău, bârfa și critica meschină sunt lucruri letale. Nu trebuie cruțat niciun efort în această direcție. Faceți ca studenții să fie pătrunși, elevii, nu? Să fie pătrunși de faptul că acest obicei dă la iveală lipsei ale culturii, rafinamentului și adevăratei bunătăți și a inimii. Îl exclude pe individ ca fiind nepotrivit pentru societatea celor care au cu adevărat cultivați și rafinați în această lume și pentru tovărășia cu cei sfinți care aparțin cerului. Deci, prieteni, profesorul este invitat ca să stimuleze o gândire pozitivă și să poți să faci ca arghezii din bube, mucegaru și noroi, invitam frumuseți și prețuri noi. Încearcă un exercițiu de memorie, dragul meu prieten, și ia un subiect al bârfei undeva în timpul acesta și încearcă să zici ceva de bine de omul la care l-ai vorbit de rău. Două lucruri, dacă le spui de bine, să vezi că începi să-l iubești. Nu mai vezi în imagini, nu mai vezi în lumina propriului tău caracter. Hoțului de hoț e frică, nu? Tit spune: totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați chiar și conștiința le este murdară. Oamenii privesc pe cei din jur prin prisma propriului caracter. De obicei, bârfitorii sunt vinovați de exact aceleași sechele pe care le prezintă cu atâta pasiune și entuziasm în public, așa cum o făceau atenienii pe vremuri, nu? Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Iată lumea. Atenienii, gânditorii, filozofii, nu-și petreceau timpul cu nimic, adică pierdeau vremea, nu? Decât să spună ceva sau să asculte ceva nou și senzațional. Acum aș vrea să abordez o chestiune foarte importantă, prieteni. Ne pleacă lumea din biserică, tineretul în genere, sunt copilași tineri care pleacă din biserică din motive terțe, dar unul dintre ele este bârfa pe care o aud în propria lor familie. Numele slujitorilor aleși al lui Dumnezeu au fost rostite fără respect și în unele cazuri cu dispreț total de către persoane a căror datorie era să-i susțină pe aceștia.
Copiii au fost martori la remarcile lipsite de respect ale părinților lor în legătură cu mustrările și avertizările solemne ale slujitorilor lui Dumnezeu. Ei, copiii, au înțeles glumele disprețuitoare și cuvintele baciocoritoare care le-au ajuns la urechi din când în când, urmarea fiind că în mintea lor interesele sfinte și veșnice au fost puse pe același nivel cu lucrurile obișnuite ale lumii. Ce lucrare înfricoșătoare fac acești părinți, făcând din copiilor niște necredincioși, chiar din copilărie. În acest fel, copiii sunt învățați să fie lipsiți de respect și să se răzvrătească împotriva mustrărilor trimise de cer, împotriva păcatului. Dragii mei prieteni, acest text este destul de clar și lămuritor. Dacă ne pleacă copiii din biserică din motive terțe sau nenumărate, să știți că unul dintre motive este că după ce ne întoarcem la biserică, ne apucăm și catalogăm, bârfim pe toată lumea ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut, facem o trecere toxică în revistă cu privire la evenimentele din biserică în fața copilașilor noștri, care ar trebui să fie udați cu apă la rădăcină, apă curată din vița cerească și nu cu otrava și gunoaiele din tomberoanele acestei lumi. De aceea, toți atenienii și cei străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. De aceea, dragii mei prieteni, cred că nu numai atenienii, nu numai străinii, dar și așteptătorii Domnului Iisus Hristos cad practic în aceeași patimă, în aceeași ispită. Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Sunt convins că bârfa este un lucru care distruge relații, distruge familii și de fiecare dată când ești tentat să vii la colț și să ți se spună ceva, abordează frontal persoana care vine cu știrile sau vestea proastă să-i spui: dragă frate, ai vorbit cu omul ăla, hai să ne rugăm pentru el, haide să încercăm să facem ceva pentru omul ăsta, să-i schimbăm viața, chiar dacă sunt realități, chiar dacă sunt lucruri care au fost teribile. Noi putem să participăm, să facem parte din soluție și să nu facem parte din probleme. Ucideți bârfa chiar în faza incipientă. Când vi se dă un telefon, când vi se scrie un text cu privire la cineva sau ceva, încercați să spuneți: hai să ne rugăm, să ne rugăm pentru persoana respectivă. Când ți se spune acea idee: vai, dragă, ai auzit ce s-a întâmplat cu Cutărescu? Hai să ne rugăm pentru el. Dragii mei prieteni, aceasta este atitudinea lui Hristos, aceasta este atitudinea lui Petru, pe care și noi adeseori o avem: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Și rețeta pentru vindecarea bolii este următoarea. Rețeta pentru vindecarea bolii este: ce-ți pasă ție? De ce te interesezi de lucruri care nu te hrănesc? Tu vino după mine, ascunde-te în mine, lasă credința în mine să te facă fericit, să te facă bine. Să știți că bârfitorii, spun de la început și până la sfârșit, sunt oameni nefericiți. Eu cred că prin harul Domnului Iisus Hristos avem șansa, dragii mei prieteni, să ne putem împăca cu Dumnezeu în această seară și să ucidem bârfa în fașe. Bunul Tată Ceresc să ne ajute să nu repetăm istoria tristă a lui Lucifer în ceruri, curiozitatea care l-a dus la suspiciune, suspiciunea l-a dus la îndoială, îndoială la pierderea încrederii în caracterul lui Dumnezeu și aceea l-a dus la fatal, că mintea lui a nebunit și avem de a face cu un univers rebel, care este de fapt o nebunie, pentru că nu există factor rațional în actul de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Cum nu este un act de rațional rebeliunea umanității împotriva lui Dumnezeu. Singura manieră de a gândi corect, de a gândi civic, responsabil, așa cum ne vrea Domnul Hristos, este să ne ascundem în El și să lăsăm pe Domnul Hristos în cămara inimii noastre și să venim după El așa cum ne-a chemat. Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Bunul Tată Ceresc să facă din noi ucenicii Domnului Hristos și nu membrii ai agenției luciferiene care găsești totdeauna în toberoanele pline de miros îngrozitor a faptelor indecente ale oamenilor. Dragii mei prieteni, avem suficient de multe necazuri în viața noastră și haideți să ne ducem după Domnul Hristos, să ne hrănim cu privirea Lui, să mergem după El, să ne uităm la El și să ne îmbibăm viața noastră cu prezența și zâmbetul Domnului Iisus Hristos. Vă urez o seară cât se poate de binecuvântată de aici, din Columbia, din Bogota, și cred că Domnul Iisus Hristos vă va binecuvânta pe dumneavoastră în tot ce veți face de acum înainte. În numele lui Iisus fac un apel de inimă, haideți să ne și rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri,
Îți mulțumim pentru această seară minunată, îți mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ai oferit. Vrem din toată inima noastră să te iubim, să slujim ție și să facem voia ta. Ajută-ne, Doamne, întărește-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, că adeseori am gândit sau chiar vorbit despre oameni care nu au fost prezenți de obicei în viața noastră, am bârfit, iartă-ne pe toți, vindecă-ne de boala aceasta și ajută-ne să gândim constructiv și să scoatem afară o travă care ne-a distrus viața, care a distrus prieteni, care a distrus familii și relații între soți și soție, între părinți și copii. Iubite Tată, în numele lui Iisus îți mulțumim pentru cei prezenți în calea undelor, pe calea undelor și sperăm ca prin harul tău să învățăm această lecție a pocăinței de a ne lăsa de bârfă. În numele lui Iisus.